Andreea avea 13 ani când a fost vândută de fratele ei mai mare cu suma de 300 de euro iubitei lui, care ulterior a dus-o în Turcia, unde a obligat-o timp de mai multe luni să se prostitueze. De pe urma acestei activități, femeia ar fi încasat sume importante. În cursul anului 2014, un bărbat din comuna Verguleasa ar fi vândut pentru 500 de euro pe sora sa, în vârstă de 14 ani, unei femei de 31 de ani din comuna Cungrea. Ulterior, bărbatul ar fi ajutat-o să obțină o împuternicire din partea părinților minorei, în baza căreia au putut să călătorească în Turcia sub pretextul oferirii unei vacanțe. Bărbatul care și-a vândut sora în vârstă de 13 ani a fost arestat preventiv. Rudele iau apărarea și nu cred că el a fost în stare de o așa faptă. Cât despre fată, nimeni nu mai știe nimic. N-a avut tot frate, pe ce ocazie să o vândă? Pe sorul sa? Ce e vacă, e capră, e cal, e câine, ce dracu e? Păi și atunci de ce să-l acuze pe el? O să fac dat declarațiile ei. A spus că este dusă la școala de corecție, la, mă rog, unde se duc minorii. Așa, și o țin acolo până se face majoră, dar nu mi-a spus de ce. O familie destrăbălată foarte, foarte. Aveau nevoie de bani? A, nevoie și de bani și ăsta care fi vândut-o frate sau frate s-a fost plecată și el când s-a întors înapoi a fi prins la vamă. Deși faptele s-au petrecut în urmă cu 3 ani, iar tânăra este dată dispărută, oamenii legii au reușit să demonstreze faptele imputate celor doi acuzați și să obțină pe numele bărbatului și al iubitei sale mandate de arestare.